Deficitul bugetar pe primele șapte luni din acest an a ajuns la 11,9 miliarde de lei, adică 1,26% din produsul intern brut, comparativ cu anul trecut, este de două ori mai mare. Execuția bugetară arată totuși o scădere față de primul semestru din 2018, când România a înregistrat un deficit de 1,61% din PIB. Veniturile bugetului sunt cu 13,9% mai mari față de aceeași perioadă anului trecut, s-au înregistrat creșteri față de anul trecut și în cazul încasărilor de asigurări și venituri nefiscalizate, începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, iar veniturile nefiscale au fost influențate pozitiv de încasările din dividende. Au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice printr-un comunicat de presă. Colectările din TV au crescut în luna iulie cu 35,9% față de aceeași lună în 2017, ajungând astfel la o valoare de 31,9 miliarde de lei. Încasările din impozitele pe salarii și venit au scăzut cu 2%. 22,7% față de anul trecut. În 2018 statul a virat cu 25,1% mai mult pe salariile angajaților din sistemul public. Miercuri, ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat că execuția bugetară la șapte luni arată bine și că vestea cea mai bună pentru România este că ANAP a reușit să crească colectarea impozitelor și taxelor.